Conform reclamației formulate de inspectorii școlari județeni, 10 lucrări ale elevilor care au susținut proba scrisă la limba română a examenului de bacalaureat din această toamnă prezintă mai multe nereguli, cum ar fi lipsa semnăturilor asistenților din sălile de examinare sau lipsa ștampilei pe foaia de examen. Alina Teiș, directorul Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja, a declarat astăzi că în acest liceu au susținut bacalaureatul elevi proveniți de la mai multe unități de învățământ din municipiu și din județ și că în organizare nu au fost implicate cadre didactice de aici. Ca director al acestei instituții de învățământ, vă spun că la noi a fost doar o subcomisie a acestui examen. În cadrul acestei subcomisii nu au fost profesori din cadrul Colegiului Național Pedagogic și mai mult decât atât au fost elevi ai colegiului nostru, dar și elevi de la alte unități de învățământ, de la Colegiul Național Traian și de la Colegiul din Cujmir. Deci vreau să vă spun că toate cadrele didactice ale unității noastre de învățământ nu au participat, nu au făcut parte din această subcomisie și mai mult decât atât noi am asigurat doar partea logistică și din punctul meu de vedere totul a funcționat foarte bine. Deci vreau să vă asigur că este totul în regulă la Colegiul Național Pedagogic, iar cadrele didactice de aici au făcut parte din alte comisii la un alt colegiu, la liceul numărul 4. Sesizarea făcută de Inspectoratul Școlar Județean nu viza fapte de corupție, ci doar un posibil caz de fraudă la bacalaureat, astfel încât aceasta a fost trimisă la parchetul Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin. Conducerea inspectoratului nu a oferit încă detalii în acest caz.